Eu tocmai de asta, la asta mă gândeam, știi? La potrivele. Ce-a fost la Paris? Măi, am filmat pentru anul nou deja. Deci, să-ți dai seama, totul e filmat înainte, totul e bine pregătit. Am filmat lucruri de make-up pentru anul nou. Ai observat și de data asta greșeli la vedetele care overdo machiajul, care fac prea mult, își pun vorba ta de toți banii. De toți banii, exact, să pui totul pe față să se vadă. Se vadă. Băi, da, dar hai să facem o clară diferențiere între o femeie normală, care până la urmă ajunge singură acasă cu ce și-a cumpărat ea dintr-un magazin de cosmetice, cu coșul ei de cumpărături din domeniul frumuseții și le pune acolo pe teșgheaua din baie și începe să se macheze cu ele, versus o vedetă care de cele mai multe ori are un staff întreg. La asta mă gândeam. Vorbim despre un staff de stiliști, un staff de hairstyliști, doi make-up artiști obligatori, unul care îi face key make-up artistul, care îi face look-ul de dimineață de obicei și după aceea cel care urmărește pe parcursul zilei pentru touch-up-uri. Și se poate întâmpla ca echipa să dea kicks? Măi, se poate întâmpla ca look-ul general să fie unul prost adaptat, pentru că de cele mai multe ori vorbim despre tendințe, clar se caută aceste influențe pentru că toată lumea vrea să fie la modă până la urmă, numai ești la modă, nu existi și atunci este super important să poți să aplici cumva rețete din trecut de cele mai multe ori, pentru că odată la 20 de ani, 25 de ani, moda se repetă. Acum, de exemplu, vorbim despre această reinventare a anilor 80-90, tot lucrul ăsta de super modele. Hai să vedem câteva imagini. Cu cine ai propune să începem? Uite, putem să începem cu Jennifer Lopez. Bun. E mult? Eu zic că e foarte mult aici pentru ea. Nu spun că este îmbătrânită, dar spun că este o femeie foarte frumoasă care nu are nevoie de atât de mult machiaj. Da? Și uite, chiar foarte interesant legat de lucrul acesta, vorbim despre bronzing sau contouring. Și da, spun diferențierea asta între cei doi termeni pentru că apare de cele mai multe ori o confuzie. Uite, bronzing-ul este un termen pe care îl folosesc foarte mult americanii și îți spun sincer că până și eu am avut această problemă călătorind des în Statele Unite și lucrând acolo cu destul de multe celebrități, îmi cereau bronzing, I need to look bronzed, use the bronzer. Și nu înțelegeam exact ce înseamnă bronzer, pentru că pentru noi înseamnă o pudră bronzantă sau un produs pur și simplu mai închis la culoarea pe care îl pui pe față. Nu, bronzing în America înseamnă acest halo de o diferență probabil de 3-4 tonuri cromatice între culoarea pe care o folosești pe față, de cele mai multe ori o culoare portocalie, cu subton portocaliu, versus contouring, care are de obicei tonuri neutre, tonuri șterse, nu poți să spui dacă e roșu sau portocaliu. Și îl vezi, e foarte aplicat la rădăcina părului, de foarte multe ori sub pomeți, pomeții au foarte mult vede, highlighter. Da. Și nu numai că se vede, se creează un contrast nenatural. Ai o poză, să spunem, generalizată. Uite la culoarea frunții, uite la culoarea gâtului și o să vezi deja o diferență enormă. Din punctul meu de vedere, în momentul ăsta are un anticearcă în total nepotrivit pentru ea, pentru că e o culoare super deschisă, super contrastantă cu restul feței și cumva ai senzația de mai degrabă de print de eșarfă. Spune că arată ca un batic celebru și ca o față frumos machiată. E o femeie superbă pentru vârsta pe care o are. Vorbim despre 52 de ani, trebuie să marcăm lucrul acesta. Ai dreptate. Și uite-o aici, pregătită de o echipă super profesională la un eveniment. Probabil e un covor roșu la cum arată look-ul. Foarte polished, foarte bine așezat. Nu mai e acea diferență enormă între culoarea de la rădăcina părului și culoarea din frunte sau culoarea de sub ochi. Însă pomeții sunt destul de accentuați. Aici vorbim despre adevăratul bronzer al americanilor și nu contouring-ul din Europa. Da. Uite, e foarte interesant că își păstrează luciul feței, ceea ce cred că orice femeie ar trebui să facă chestia asta. Când păstrezi puțin luciul și mă refer la omorâ senzația aia ciudată de pudră foarte matră pe suprafața tenului, ai nevoie de produse care să reflecte lumina sau de produse care fixează fața ta cu ajutorul unor uleiuri volatile. Sunt acele fixere de machiaj care îți dau acest look foarte proaspăt și deloc pudrat. Când pui pudră, deja adaugi 5 ani și fugim de senzația asta pentru că orice femeie trecută, să spunem, de acel prag psihologic de 40 de ani, nu vrea să aibă deloc senzația de piele îmbătrânită. Iar trucul absolut este să folosești acest glow pe care clar și Jennifer Lopez îl are și probabil aș spune că e aproape un trademark al look-ului ei. Hai să vedem dacă mai avem poze cu J-Lo, un pic mai puțin machiată. Uite, aici e mult mai mult pe gustul meu, o avem deja pe Kim Kardashian pe ecran. Da, imediat ne întoarcem. Imediat vorbim și despre ea. J-Lo, și cred că avem și o poză cu J-Lo nemachiată, din câte știu, ca să vedem clar cumva această scadență a intensității machiajului. E interesant că e o femeie care clar își permite orice, își permite tratamente cosmetice. Sunt sigur că asta spune orice telespectatoare în momentul ăsta. Ea n-are nimic
altceva de făcut. Nu stă la cratiță, nu are grijă de copii, nu, nu avem probleme de genul ăsta, nu uită să se dea cu cremă, spun eu, protecție solară sau ceva de genul ăsta, pentru că nu trebuie să aibă grijă de toți ceilalți membri ai familiei mai întâi, înainte de ea. Și uite-te, vorbim clar despre o femeie care are pielea superbă, bine îngrijită, clar tratamente cosmetice, probabil mici intervenții aici colo, lucruri care o ajută cu siguranță. Însă, când vine vorba de machiaj, eu personal o prefer așa, pentru că e senzația de piele care respiră, e senzația de frumusețe într-adevăr naturală. Nu știu câtă lume e de acord cu mine în momentul ăsta, dar cred într-adevăr că, în special în cazul vedetelor, trebuie să facă o diferențiere foarte clară între viața lor privată și viața lor de pe ecran, de pe coperțile revistelor sau din filmele în care le vedem. Și spun asta pentru că de cele mai multe ori sunt obligate să stea zile la rând, în perioadele de promovare excesivă, cu mult produs pe față, și atunci uite puțin cât de tânără pare într-o poză care sunt sigur că e mult mai recentă decât poza în care este super machiată. Prea machiată. Mergem mai departe cu Kim Kardashian. Kim Kardashian este, să spunem, acest simbol al frumuseții actuale. Cred că toată generația care acum este pe Instagram cumva o urmărește pe Kim. Cred că sunt foarte puține femei din România care nu au printre acele loved sau followed de la Instagram. Aș spune că ăsta este un look care pe ea a consacrat-o. E un look aproape de păpușă. Mi s-a întâmplat odată să merg într-un magazin în Los Angeles și să văd păpușile astea Barbie pregătite cumva de noua era a incluziunii noilor modele. Nu mai vorbim doar de Barbie blondă, ci vorbim și de Barbie metisă și de Barbie ușor asiatică și așa mai departe. Dar mă uitam la fețele păpușilor tocmai pentru că mă interesa cum portretizează frumusețea cu care vor crește de fapt fetițele care își vor cumpăra păpușile alea. Și aveam tipologia asta de față airbrushed, așa foarte curată, foarte perfectă. Să spunem, nu-i vezi pori, nu vezi absolut nimic, e ca și cum ar fi bidimensională mai degrabă decât tridimensională. Vorbim de foarte multă pudră, exact cumva contrarul la ceea ce am văzut înainte la Jennifer Lopez. Și vezi cum adaugă ani. Nu-mi place. Nu-ți place. Îmi place desenul acesta grafic al ochilor, pentru că duce cumva în direcția de modern, duce în direcția de 80s, duce în direcția de vreau să atrag atenția într-un punct focal al feței mele, dar nu-mi place deloc senzația asta de foarte mat. Uite-te puțin în momentul în care are tenul puțin mai shiny, puțin mai translucid. Mai puțin ai senzația de o față mult mai tânără și mult mai fresh până la urmă. Asta se caută. Deci asta înseamnă că machiajul exagerat, printre altele, îmbătrânește, degradează. Avem povestea asta a contouring-ului. Uite, aici vorbim despre contouring în varianta lui europeană, nu în varianta lui americană. De ce? Pentru că Mario, make-up artistul lui Kim Kardashian, este un make-up artist care a învățat meseria asta în Europa. Și atunci ai foarte interesant contrastul între cele două vedete. Nu ai fruntea atât de colorată cum era în cazul lui Jennifer Lopez, nu ai povestea asta de bronzer american și în schimb ai un look foarte transparent, un look care îți permite cumva să modelezi, dar fără să fie excesiv de mult. Mergem mai departe. Mergem la Donatella Versace, dacă vrei. Wow, Donatella Versace. Vorbim despre o femeie de 66 de ani. Să nu ne grăbim cu judecata acasă când vedem un astfel de portret. E o femeie care a trecut prin viață, e o femeie care a avut și perioade destul de negre în ceea ce privește business-ul și moartea fratelui său. Însă, așa cum spune Donatella, chiar am văzut un interviu recent cu ea, spune: "Darling, either you go blonde, either you go black, but nothing in between." Hei, uite-te că avem un blond platinat. Ori ești blond, ori ești brunetă, exact. Dar niciodată între. Niciodată între. Din păcate, nu sunt de acord 100% cu ceea ce a spus ea și tocmai de asta ți-am dat citatul, pentru că un blond platinat de genul acesta pentru o persoană de 66 de ani, care clar nu mai are pielea super întinsă, super, să spunem, luminoasă și fresh, nu face decât să atragă mai mult atenția asupra imperfecțiunilor tenului și atunci când nu porți machiaj, atenția, poartă machiaj în momentul ăsta, pielea ta pare bolnăvicioasă, tocmai pentru că galbenul din păr va contrasta cu nuanța de bejuliu tern pe care o va avea pielea ta nemachiată. 2. Varianta de păr închis, da? Negru, cea pe care o dădea Donatella ca extrema cealaltă, e varianta în care, la fel, o persoană în vârstă nu se poate regăsi foarte bine, pentru că în momentul respectiv vei vedea foarte mult din transparența pielii. Nu te va mai jena neapărat culoarea, ci vei avea senzația că vezi vinișoare, vezi cearcăne mult mai adânci. Uh-huh. Și de aceea, pentru persoane trecute de o anumită vârstă, culoarea părului joacă un rol super important și trebuie să fie undeva in between. Niciodată foarte deschisă sau foarte închisă.
Mergem. Dar da, vorbim despre un machiaj, să spunem, exagerat. Exagerat. Cumva trademark, oarecum pentru ea, pentru că știi că o vei vedea tot timpul carbonizată și cu creion dermatograf la nivelul ochilor. Apropo de creion dermatograf, întotdeauna o să o vezi pe Raluca Bădulescu. O iubesc pe Raluca, te pup, regino! Raluca e... O cunosc pe Raluca, bineînțeles, că am avut șansa să o cunosc pe Raluca prin prima dată împreună cu Dana Budeanu. Filmam undeva într-o pădure și ne mâncau țânțarile, nu mai știam de noi. Te pup, Raluca, dacă te uiți la noi. Mie mi se pare că în cazul Raluca e nici nu poate fi luată ca etalon sau să vorbim foarte mult, să explicăm de ce și cum, pentru că asta e Raluca. Eu n-aș putea să văd pe Raluca altfel. Hai să ne amintim, la Bravo Eye Style a fost o ediție în care Raluca a avut o problemă la ochi, o alergie de la gene, da, și n-a purtat machiaj. Eu nu am recunoscut-o și îți spun sincer, n-am putut să mă uit la acele emisiuni, pentru că pentru mine asta e Raluca pe care eu o știu. Și uite, în cazul Raluca e machiajul strident, da, strident pentru foarte multe dintre voi care vă uitați la noi, este un trademark și o definiție a persoanei pe care o reprezintă până la urmă. Foarte complicat să o vezi fără. Exact, foarte complicat să o vezi fără. Nici nu cred că o recunoști. E adevărat. Bianca Drăgușanu. Ceea ce poate fi și bine dacă stai să te gândești. Da, că poate să ia să ne machiată la oriunde, da, și să nu fie nicio diferență. Îți place cum e machiată Bianca aici? Uite, Bianca este una dintre vedetele din România, foarte puținele de altfel, cu care eu personal nu am avut șansa să lucrez până acum. Nu știu cum arată la față în mod normal. Personal mi se pare că e o poză care circulă mult pe... tipologia asta de poze circulă mult pe Instagram, în tot ce înseamnă mediu online în ziua de astăzi, pentru că e o poză extrem de filtrată, extrem de retușată. Editată, da. Da, este din păcate realitatea cu care ne confruntăm în zilele astea. E o realitate la care foarte multe femei normale aspiră. Voi, cele care vă uitați la noi, aspirați și, din păcate, vă frustrați pentru că nu puteți să aveți tipologia asta de frumusețe oricât ați încerca. E vorba despre tehnologie mai degrabă decât despre rezultatul real al unui machiaj. O să râzi, am avut aici de nenumărate ori și arată foarte apropiat de ce vezi. Știu că arată foarte apropiat, dar nu poți să-mi spui că nu are pori absolut deloc sau că nu vezi niciun fir în sprâncene. Și uite, asta ar putea fi câteva trucuri pentru voi să... Uite-o nemachiată. Uite-o nemachiată. E o fată foarte frumoasă și, clar, din punctul meu de vedere, mult mai tânără. Nu spun că e urâtă, nu mă înțelegeți greșit, mi se pare una dintre femeile superbe ale României, dar sunt foarte multe aspecte care au condus la această frumusețe și, nu știu, uite, mi-ar plăcea odată să am șansa să o cunosc personal, să mă pot uita la ea, să putem schimba câteva cuvinte și să-mi dau seama cum arată în realitate. Sunt foarte curioasă dacă mai avem fotografii, una dintre ele, și eu cred, pentru că mi-aduc aminte că vorbeam dimineața despre Andreea Tonciu. Andreea Tonciu, uite, nici pe ea nu o cunosc personal. M-am întâlnit cu ea, cred că odată, la un restaurant. Mi-a prezentat-o cineva. Andreea e la fel ca și Raluca, din punctul meu de vedere. Nu știu, n-aș putea să o văd altfel decât cu acest Arabic eye makeup. Uh-huh. Clar de influență orientală. Vorbim despre folosirea creionului col pe plapa mobilă, vorbim despre creion col în interiorul ochilor, gene destul de heavy și acest nivel de conturare poate dus puțin spre extrem. Nu cred că mai are nevoie de această conturare extremă a nasului, pentru că mi se pare că în ultimul timp toată problema nasului, eu n-aș numi o problemă, pentru că îți spun sincer, mie îmi plac defectele la oameni, dar știu că a avut câteva operații estetice, știu că acum nasul îi arată superb și nu văd motivul pentru care își mai conturează atât de puternic nasul. În schimb, da, cred că este un trademark pentru ea să aibă acest machiaj intens al ochilor, pentru că uite cât de frumoasă este naturală, din nou. Da. O fată foarte frumoasă, foarte tânără, foarte fresh. Andreea, îmi place foarte mult de tine, cum ești când nu porți machiaj. Îmi place foarte mult cum ești când nu porți o conturare atât de intensă, tocmai pentru că fața ta are pomeții destul de bine marcați și nu cred că ai nevoie de un dublu standard. Gândiți-vă, o conturare de genul acesta înseamnă dublu standard, din punctul meu de vedere. Înseamnă culoare închisă, aplicată pe zona de sub pomeți, de sub osul zigomatic și un highlighter aplicat pe zona pomeților, pe zona cea mai înaltă, acolo unde... Din nou creăm un contrast. Lucirea highlighterului va fi foarte deschisă la culoare, pudra mată, închisă, va crea și ea un contrast, iar diferența dintre cele două este cumva, trebuie ținută foarte bine sub control. Dacă folosești două produse diferite sau nu ești foarte atentă la cum arăți din profil, s-ar putea să arăți ca și cum nu te-ai ținut bine de bara de la metrou când da. A pus frână. Mulțumim foarte mult și pentru metaforă și pentru întreaga lecție și te așteptăm cu drag cât de curând. Noi mergem înainte. Două fete frumoase și deștepte au încercat să descifreze niște cuvinte pe care desigur nu le știau și atunci și-au dat și ele cu presupusul.